Sărbătoarea Învierii Domnului se apropie cu pași repezi, iar în aer plutește miros de cozonac și pască, miros al copilăriei noastre a tuturor. Unele gospodine pregătesc copturile în Joia Mare, însă altele în Sâmbăta Mare. Mi-aduc aminte cum parcă ieri mă învârteam pe lângă bunica ajutându-o la frământat, apoi pe lângă cuptorul încins, adulmecând mirosul de mălai rumenit care indica temperatura optimă de coacere. Numai când mă gândesc îmi lasă gura apă. Dar haideți să o lăsăm pe mama Voichița să ne povestească cum se fac în Bucovina cozonacii, pasca și babele, un soi de prăjituri care simbolizează viața cumpătată. Păi astăzi este o zi specială pentru că bucovinencele, femeile de la noi, fac cozonacii și în special pasca. Pentru că eu am o problemă, am să-mi cer scuze, am o problemă cu mâna stângă și n-am să pot să frământ cozonacii. Am chemat-o pe vecina mea care este tare pricepută, tantinuța, dumnea ei să mă ajute la frământat și pe parcurs să discutăm ceea ce se întâmplă aici. Dă voie, Monica, să te arată mai tare. Observați că îl împăturește și aluatul pentru cozonac nu se rupe. După cum vedeți, după ce aluatul a fost frământat, se face o cruce neapărat ca să fie gustat cu plăcere după ziua de Paști. Cozonacul va avea două rulouri, unul va fi umplut cu nucă și celălalt cu mac. Este vorba de aspectul deosebit pe care îl dau cele două culori. Sau uneori se mai poate face și un aluat din aluatul acesta, o parte din el se colorează cu niște cacao și apar mai multe nuanțe de galben, maro și până la negru, care este culoarea macului. Aș invita acum să mergem la cuptor, să vedem ce lucru foarte important trebuie să facem și acolo. Deci facem tot jarul din cuptor, cu aceste două obiecte, o lopată și o cociorbă. Cum testăm, cum ne dăm seama dacă este sau nu cuptorul pregătit, ține mâna în cuptor până numărăm la 15. Baba este la mare căutare, iată, această formă se numește babă și este făcută tot din aluat de cozonac. După ce toate bucatele sunt gata, sâmbătă seara, gospodinele pregătesc coșul ce urmează a fi dus la biserică pentru sfințire. În el se așterne un ștergar curat, apoi se pune cozonacul, pasca și ouăle înroșite. Totul se acoperă cu cel mai frumos ștergar, un semn de prețuire a sărbătorii pascale.